Bună ziua, din nou, iată, suntem la una dintre coloniile finalizatoare. Eu l-am organizat în prealabil, dar acum fac o reorganizare pentru a vedea să organizez corect colonia pentru a prelua bocile de la starter. Va prelua numai, nu pe toate le va prelua, doar un leaț cu 5 boci sau câte sunt pe un lățișor. Fiind dimineața de vreme, voi vedea exact care e situația cu finisorul, să văd dacă e bine organizat. Acest lucru o să-l văd imediat ce ridic rama portboci. Și aici am o ramă portboci gata pregătită, fiindcă voi scoate lățișorul și îl voi aduce aici. O să scot să văd albina pe această ramă. Matca este izolată în față, un pic de loc. Este albină suficientă. Voi aduce un lățișor. Îi voi pune pe partea de sus. Această ramă le-am făcut eu. Aici am pus niște tablițe să nu cadă. O să mă duc să aduc un lat cu boci. N-o să scutur albina. Fiind doi că o să mai dau doar un laț azi dintr-o matcă anume. Și acum voi aduce lățișorul. Iată, am luat lățișorul de la starter și îl aduc la finisor. Așa, cu albină cu tot. Va continua hrănirea, nu se va întâmpla nimic, fiindcă sunt albinuțe doici. Am pus-o în rama porboci. Adăugăm la finisor. De acum prezența măcii este aici. Vom aștepta să căpăcească bocile respective. Cam atât. Închidem finisorul. Trecem la următorul finisor. E chiar lângă ea.
acoperim. Și cam asta este. Trecem la următorul, o să vi-l arăt și la el. E același lucru, același procedeu îl fac. Da, vi-l arăt, de dragul filmării. Așa.